problema dacă faci divertisment din care elimini personalitatea individuală, este că atunci nu mai ai motive să te plângi că vine AI-ul peste tine și te trimite în șomaj. Este și o lipsă de originalitate în filmele care se propuse? Iarăși, vorbind de Hollywood, da, suferă de o lipsă de originalitate. Au început să se bazeze foarte mult. Pe ce era sigur? Dar asta pentru că au început să se bazeze pe blockbuster-uri, pe filme cu bugete foarte mari. Da. Adică acum 100 de ani, sau acum 90 de ani, prin anii 1930, se pun bazele industriei așa cum e acum. Și atunci filmele nu costau prea mult și era așa, era un rid foarte stabil de supply, adică era ca o fabrică care tot scotea filme, majoritatea de bugete mici și medii, și lucrurile mergeau, în timp ce acum s-a schimbat modelul de business, mizează în bună măsură pe, adică în fiecare an trebuie să aibă un număr de blockbuster-uri care costă enorm și cu care trebuie să dea tunuri, adică nu-și pot permite să eșueze cu filmele alea. Și atunci toate măsurile sunt luate ca aceste filme să reușească. E mult mai greu să finanțezi, asta se plâng tot felul de regizori, chiar regizori foarte mari, ca Steven Spielberg sau așa mai departe, se plâng că dacă vor să facă un film cu un buget mediu, ceea ce a ajuns să însemne la Hollywood 40-50 de milioane de dolari, e foarte greu. Dacă vor să facă un film cu 200 sau 300 de milioane de dolari, e mai ușor. Sau dacă vor să facă unul cu 1 milion. Și modelul de creat filme a devenit și tot mai corporate, tot mai corporatist, ceea ce înseamnă că la fiecare pas se adună un comitet întreg, să zicem un etaj de corporație, și fac focus grupuri, și fac ședințe, și stau la fiecare decizie și deliberează, și fac teste pe publicuri țintă, și testează fiecare ingredient care intră în compoziția filmului. Întotdeauna a avut și dimensiunea asta de business, dar acum totul e atât de controlat și la fiecare pas e testat și suflă și în iaurt și au toate măsurile și așa mai departe, încât chestia asta cam elimină personalitatea. Repet, iarăși, nu vreau să zugrăvesc un tablou foarte sumbru, că până la urmă cineaști foarte personali, ca Christopher Nolan sau Denis Villeneuve sau alții, fac film de autor în sistemul, sau Tarantino sau alții fac film de autor în sistemul ăsta, deci se poate în principiu, dar e greu. Și clar trebuie să se bată ca personalitatea să răzbată, pentru că e clar sistemul ăsta, excesul de focus grupuri, excesul de testări preliminare. Hai să vedem, ingredientul ăsta place publicului, ingredientul ăsta place publicului, da în combinație, da, dacă nu place schimbăm secvența aia, dăm afară actorul ăla, schimbăm, adică chestia asta omoară personalitatea, o chirurgical, o extirpează. Problema dacă faci divertisment din care elimini personalitatea individuală, este că atunci nu mai ai motive să te plângi că vine AI-ul peste tine și te trimite în șomaj. Pentru că AI-ul face mai bine ceva fără personalitate. Deci dacă vorbim despre un tip de divertisment din care s-a eliminat personalitatea umană, atunci AI-ul poate face la fel de bine sau mai bine. Și de asta e un mic paradox în Hollywood de azi, că sindicatele au început să se agite, sindicatele lucrătorilor de la Hollywood, mamă, vine AI-ul, ne ia locurile de muncă, ce ne facem? Dar modelul de făcut filme a mers tot mai mult spre eliminarea personalității, ceea ce îi face realmente înlocuibili. Obiectiv înlocuibil, deci au o mare problemă în momentul ăsta, că mult din ce fac AI-ul chiar face mai bine. N-ar trebui să fie așa, ei s-au adus cumva în situația asta și singura soluție e să permită să intre mai multă personalitate din nou în produsele lor. Evident, personalitatea e mai tricky, că nu poți să fii sigur că place publicului, că place unui public mare. Cum? E un risc, da. Și nu chiar artiști din ăștia care au un foarte bun simț al publicului și pe care publicul 9 cazuri din 10 îi urmează, Christopher Nolan, de pildă, pot din când în când să facă ceva la care publicul să nu vină. Tenet, în cazul lui Nolan, nu? A fost un eșec popular. Ce părere aveți despre regulile astea noi din filme de a reprezenta anumite grupuri sociale? Pentru că, după părerea mea, nu sunt mereu reprezentate cum ar trebui să fie și de multe ori se dau foarte multe rateuri și sunt personaje care nu și-au locul, de exemplu. În Cleopatra, în serialul Cleopatra, au fost la casting personaje care nu aveau nicio legătură cu perioada istorică, adică nu aveau descendenți sau... Da. Politically correctness-ul ăsta exagerat pe locuri, pentru că unele personaje sau scenarii sunt puse doar ca să fie puse pentru a fi politically corect sau pentru a fi o reprezentare, da. Și nu este mereu o chestie foarte wow. Într-o anumită măsură e adevărat, dar asta fiind zis, să știi, fiecare epocă are convențiile ei și de obicei nu prea are rost să te opui. Dacă vezi, nu știu, un film din 1962 ca Lawrence of Arabia, dacă l-ați văzut, e un film în care unul dintre personajele arabe este într-adevăr jucat de un actor egiptean, Omar Sharif, și prin faptul că măcar într-unul dintre rolurile importante de personaje arabe au distribuit chiar un arab, chestia asta era importantă la vremea aia, era progresistă, deci un film înaintea timpului lui. Dar alte două personaje majore importante în film de arab sunt jucate, unul jucat de Anthony Quinn, care era un actor americano-mexican, cred, iar celelalte jucate de Alec Guinness, care era un actor britanic, și acum cumva par ne la locul lor în film și din motive care nici nu știu în ce măsură au de-a face cu corectitudinea politică, dar au de-a face și cu faptul că pe frontul ăsta lucrurile au evoluat spre realism. Deci convenția actuală e că, măcar într-o măsură de 90%, dacă nu 100%, personajele germane ar trebui să fie jucate de actori germani, personajele indiene ar trebui să fie jucate de actori indieni, mexicanii să fie jucați de actori mexicani, nu mai poți să mai ai un actor alb care eventual vopsindu-se pe față Deci s-a mers cumva spre realism în privința asta a reprezentării etnice. Împreună inspirăm tinerii din România.